Bună ziua! Stimați reprezentanți ai mediului de afaceri din Republica Moldova, stimați exportatori, vă salut și din numele agenției de investiții vreau să vă mulțumesc mult că ne onorați cu prezența. Suntem deja la a 20-a ediție de Export Morning și de fiecare dată suntem foarte mândri că aveți interesul de a afla mai multe despre o piață sau alta. Astăzi ne vom focusa mai mult pe piața din Elveția, care este o piață cu o economie foarte mare pe plan global. Deci, potențial de export pentru produsele noastre sunt, doar că această piață mai trebuie explorată și este nevoie de a cunoaște preferințele acestei piețe, produsele, calitatea lor care să coincidă cu standardele internaționale. Doar câteva momente o să vă spun despre mediul economic al Elveției. Elveția are o economie stabilă și robustă datorită sectorului diversificat, a serviciilor financiare puternice și progreselor tehnologice. La fel, țara este un lider global de inovații și cercetare, susținută de universități și cu renume mondial, care încurajează o cultură a inovației și a antreprenoriatului. Are servicii financiare puternice. Elveția este un important centru financiar global, găzduind numeroase bănci multinaționale și oferind stabilitate în serviciile financiare. Forța de muncă este foarte calificată, educată și eficientă, astfel contribuind la competitivitate și productivitatea țării. Mai multe aspecte despre această piață, despre această țară, o să aflăm puțin mai târziu. Acum vreau să vă prezint invitații noștri, care o să-i rog să vină cu un cuvânt de susținere. Îl avem prezent pe domnul Vasile Șerban, secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, care îl rugăm să vină cu un cuvânt de încurajare și de susținere. Bună ziua tuturor! Sunt niște evenimente foarte importante. Atunci când noi vorbim despre activități, când noi vorbim despre economie, ce ar fi economia atunci când noi nu vom avea o piață de desfacere și nu vom avea acele scopuri de a obține mijloace financiare în întreprindere pentru a amplifica veniturile noastre, pentru a ne dezvolta. Tema noastră cu Elveția este una destul de interesantă. Toți o cunoaștem pe Elveția ca un sistem financiar destul de robust, renumit, răvnit de toți. Toți o cunoaștem această țară din perspectiva ceasurilor care ei le produc. Toți cunoaștem această țară din perspectiva turismului, amplasării care îl au și dezvoltării economice, stabile cum s-a menționat, dar ei permanent merg în creștere. Desigur că ei produc și utilaje, echipamente medicale. Noi ca și țară trebuie să înțelegem un lucru, că toți acești oameni care locuiesc acolo, că ei, slavă Domnului, sunt mai mulți ca noi, chiar dacă avem cam aceeași suprafață terestră, la nivel de țară, toți acești oameni ei mănâncă. Dar noi ca țară producem. Noi producem foarte multe fructe, legume, cereale, care sunt în topul produselor importate de ei, când vorbim de semințe de floarea soarelui, când vorbim despre șrotă de floarea soarelui, de soia, când vorbim de nuci decojite, migdale sau toate nuciferele putem să le punem, când vorbim despre fructe, mere, prune, cireșe, caise, toate sunt broase. Doar că avem un mare, mare dezavantaj și nenoroc care se datorează inacțiunilor noastre. Deci, Republica Moldova, la nivel de prețuri, este cel mai jos preț care este propus pe piața Elveției. Și cred că nu doar pe piața Elveției. Cu toate că, în ultimii ani, deci, din partea statului s-a investit foarte mult în infrastructura de producere, de post-recoltare,
în care intră și spălarea, sortarea, ambalarea, etichetare și așa mai departe. Toate acestea trebuiau cumva să ajungă la o finalitate ca să ridice nivelul nostru de producere, de calitate și de renume. Acest lucru eu nu zic că nu se întâmplă, el se întâmplă, căci fiecare producător, ca și oricare om, deci are responsabilități diferite. Spre regret, ca și țară, noi spiritul ăsta de responsabilitate socială îl lăsăm cumva într-o parte. Spiritul de a contribui la dezvoltarea numele, renumele și păstrarea acestora îl lăsăm iarăși cumva într-o parte. În ultimii ani totuși se vede această acțiune, acest efort din partea mediului de afaceri, deci din partea dumneavoastră, se vede că noi tindem să asigurăm o calitate care nemijlocit este bazată și pe inofensivitate, dar asigurăm calitatea, că omul când vine și procură, cumpără cu ochii. Asigurăm un aspect a ambalajului și plasării pe raft a acestor produse, ceea ce ne-a și mărit exporturile noastre. Că dacă vorbim de cireșe, s-a vorbit și la alte evenimente care au fost nemijlocit nu de mult. Deci doar în România noi ne-am ridicat la 2600 de tone de cireșe din cele 14.000 care au fost exportate, care noi până în anul 2021 exportam mai jos de 1000 de tone. Erau 600 și ceva, dacă nu greșesc. Pe noi trebuie să ne motiveze anumite probleme, obstacole, embargouri, ca să-i zic direct. 2006 ne-a motivat cu partea de vinificație, 2014 puțin pe partea de fructe, legume. Ulterior, deci anul trecut, iarăși, acest conflict armat, el oricum are tangență cu business-ul. Putem noi să facem nu știu ce să facem și cum să argumentăm că nu, că este în țara vecină, dar el influențează direct business-ul din Republica Moldova. Pe toate aspectele, și pe bănci, și pe comerț, și pe logistică, și pe tot. Dar și așa, deci noi am văzut că acest neajuns sau această problemă, spre marea noastră fericire, noi am transformat-o într-o oportunitate de a explora altă piață care este a Uniunii Europene de 400 milioane de cetățeni, de consumatori. Exporturile sunt destul de bune, dar asta nu trebuie să ne bucure foarte mult, nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, deoarece noi trebuie să menținem acest nume a produsului din Republica Moldova, trebuie să asigurăm prezența pe raft în permanență, deci noi trebuie să dezvoltăm consumul de produse moldovenești. Trebuie să ne menținem acolo, pentru a ne menține, desigur că trebuie să investim, trebuie să avem o atitudine corectă și asta nemijlocit ne va aduce spre acele rezultate frumoase care noi cu toții, cu siguranță, avem încredere că le putem obține. Noi, din partea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, desigur că vom continua politicile noastre pe partea de subvenționare, pe partea de calitate, de producere, de implementare a standardelor, de preluare a standardelor, că le veți implementa măriile dumneavoastră. Vom continua cu armonizarea legislației, care este un element foarte important în momentul când noi ne gândim la acea piață europeană și nu doar. Noi când vorbim despre piața europeană sau de armonizarea legislației, noi în primul rând trebuie să avem sedimentat în mintea noastră că noi vorbim despre calitate bună, despre principii de păstrare a asigurare a inofensivității. Noi vorbim despre o cultură de consum, noi vorbim despre niște căi de logistică cumva altele, noi vorbim despre un marketing cu totul diferit, noi vorbim de alte responsabilități care nemijlocit orice om în business el trebuie să le întrunească. Vrea sau nu vrea. Deci nu mai suntem în, hai să zic, evul mediu, dar nu chiar evul mediu, că noi până nu de mult am fost cam pe acolo. Noi nu putem să mai vindem din câmp. Nimic. Chiar și același grâu care el este, deodată pot să-l consider ca și materie primă, dacă noi utilizăm la recoltare o combină destul de performantă, nu are grâu acela impurități, el nu este pregătit pentru a fi comercializat. Totul trebuie să fie trecut printr-un lanț de producție, ca în final, iarăși o să mă repet, dar este important, ca noi să asigurăm acea calitate a produsului.
Eu vreau să vă îndemn pe viitor ca să veniți cu sugestii suplimentare în cazul când Ministerul Agriculturii deci nu își face treaba așa cum vă este dumneavoastră necesar. Vedeți că v-ați pornit într-o țară anume, sunt careva obstacole, cerințe. Deci noi suntem foarte deschiși la acest capitol ca să ne implicăm direct deci și deodată. Știm că armonizarea este foarte importantă pentru noi, nu trebuie să ne ținem de ea, trebuie să reușim cu aceste lucruri, cam ușor să mă întorc și la asta, dar oricum se lasă într-o parte și se merge pe partea de business. Businessul este inima țării. Agricultura este coloana vertebrală a țării. Deci pentru noi asta este o, ca și o comparație care noi ne-am mijlocit, trebuie să înțelegem importanța acestor segmente în economia națională. Și partea de armonizare, mă întorc înapoi. Deci noi vrem în continuare ca să, pe lângă faptul că suntem ca și țară candidată în Uniunea Europeană, noi vrem să fim în continuare beneficiari ai fondurilor de preaderare. Pentru a fi beneficiar a fondurilor de preaderare, noi trebuie să îndeplinim anumite cerințe. Cerințe care nu sunt necesare pentru UE. Sunt necesare pentru noi, ca să ne adaptăm la niște condiții normale. Deci, adaptându-ne la aceste condiții, noi putem să pretindem deja că, mă rog, noi am implementat asta, 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 este în corespundere, deci noi putem fi echivalați ca și proceduri de control, de absolut toate aspectele. Respectiv, intrăm într-un alt cerc de încredere, unde nouă ne pot acorda acele mijloace financiare pentru, deci fondurile de preaderare, unde noi putem să dezvoltăm în continuare business-ul și să-l pregătim de aderare. Să-l pregătim iarăși prin asigurarea acelor calități, aspecte, inofensivitate, producție, stabilitate în business și tot mai departe. Și nu uităm de partea de mediu. Noi, până nu de mult am fost, nu știu cum, nu că am fost, se percepea cumva un fel de conflict între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerul Mediului. Nu este așa. Nu era conflict, erau neînțelegeri. Ok, noi o să recunoaștem. Noi, deci am recunoscut acest lucru. Noi trebuie să știm nemijlocit că noi trebuie să luăm în considerație aspectele de mediu și atunci când formăm un business să nu ne trezim ca și multe întreprinderi destul de recunoscute pentru procesarea la carne, care nu au stații de epurare. Deci, dar asta este o condiție obligatorie. Și nu vrem să ne trezim în moment de aderare când noi putem să închidem niște business-uri care ele sunt destul de viabile la moment în Republica Moldova și ele pur și simplu se dispară în două zile. Deoarece nu corespund anumitor aspecte. Aspectul de mediu este foarte important. Ok, ne întoarcem la Elveția. Elveția pentru noi este o țară care trebuie nemijlocit explorată din punct de vedere a produselor agricole. Ei importă foarte multă producție agricolă. Ei o importă din țările vecine. Țările vecine asta ce ar însemna? Italia, Danemarca, Polonia, Germania nu prea, dar oricum, e importă. Plusul care îl avem noi, avem gust deosebit. Și într-adevăr este așa și e recunoscut de toți. Noi avem și brand de țară, Moldova, gust deosebit. Și nu degeaba el a fost ales în felul acesta, deoarece el chiar este recomandat de partenerii de dezvoltare. Deci nu a fost născocit de noi. Că n-aveți să ne dă ipotică în cap așa ceva. Dar oricum, el a fost stabilit ca Moldova gust deosebit. Avantajul nostru este, chiar și cu aceleși cireșe, ele sunt mai dulci. Fermitatea este alta. Mirosul, aroma. Aroma este cu totul diferită. Deci nu este acea iarbă sau pur și simplu o masă vegetală umplută cu substanță lichidă. Deci este fruct care nemijlocit le aduce aminte de copilăria lor, le aduce aminte de faptul că fructul, de fapt, iată, aista gustul are. Deci avantajul ăsta noi, dacă îl pierdem acum, că noi nu avem foarte mult timp ca să ne plasăm pe piață cu avantajul respectiv. Dacă noi îl pierdem prin asigurarea unei calități neconforme, prin neasigurarea periodicității de livrare, prin neexecutarea contractelor în timp, deci foarte ușor noi suntem dați într-o parte, deoarece nu suntem noi unici care cineva trebuie să ne iei de pomană, de badaprost sau cum, de suflet, mă iertați, trebuie să ne iei cumva de suflet și să ne ducă de mânuță toată viața lor. Deci noi trebuie să ne căpătăm locul și să ne menținem acolo prin corectitudinea noastră și atitudinea noastră. Bun, o să o închei aici.
Deci Republica Moldova, partea agricolă, trebuie să considere și să fie ferm convinsă că are un partener de încredere în persoana Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Guvernul Republicii Moldova, deoarece politicile care noi le ducem sunt orientate absolut și nemijlocit pentru dezvoltarea business-ului și imaginii Republicii Moldova. Mersi! Vă mulțumesc mult, domnule Șorban. Dumneavoastră ați menționat că produsele noastre au un gust deosebit și asta, într-adevăr, așa este. Din discuțiile cu partenerii noștri, cu persoanele care ne vizitează din străinătate, absolut toți spun același lucru, că avem produse de calitate, foarte gustoase, doar că mai avem puțin de muncit pentru a corespunde standardelor europene pentru a putea exporta. Acum eu o să revin, mulțumim mult pentru încursiunea dumneavoastră, foarte relevantă și foarte interesantă. N-am trecut și pe partea de cooperare, că trebuia să mă întindem că măcar vreo 10 minute. Mulțumim mult, este foarte important. Data viitoare o să veniți, vă invităm și o să ne povestiți mai departe. Acum o să revin iarăși la sesiunile noastre, pe care le implementăm împreună, le organizăm împreună cu partenerii noștri, cu compania Civita, dar nu avea să aibă loc aceste sesiuni dacă nu aveam suportul mare și din partea băncii mondiale, care ne acordă suport pentru exportatori, pentru potențiali exportatori, pentru mediul de business local, ca să cunoască mai mult despre o țară sau alta. Aici vreau să-l invit pe domnul Aurel Căsian, care este director a proiectului pentru ameliorarea competitivității întreprinderilor macro, mici și mijlocii. Micro, mici și mijlocii. Da. Și să vă rog un cuvânt. Mulțumesc. Anastasia, vă mulțumesc mult. Stimați colegi, am o deosebită plăcere să fiu aici. Noi este primul eveniment care îl organizăm împreună cu colegii noștri de la Agenție de Investiții. În continuarea celor menționate de domnul Șerban, proiectul nostru vine în a susține politicile și inițiativele care sunt înaintate de către Ministerul Agriculturii, la fel și alte instituții ale statului, pentru a susține mediul de afaceri, atât prin prisma promovării la export, deoarece cunoaștem că linia guvernului în sensul ăsta este creșterea economică în baza exporturilor, inclusiv. De ce exporturile? Fiindcă exporturile ne permit să fim mai exigenți, mă refer la mediul de afaceri, să fim mult mai atenți și mai politicoși, dacă doriți, cu clienții. Nu ar însemna că în piața locală trebuie să fim altfel. Totodată, activitățile și exportul ne permite să avem un flux de resurse financiare în țară pentru a investi și pentru a plăti impozitele și toate momentele care derivă din aceasta. Proiectul nostru vine în sprijin guvernului pentru a întări capacitatea companiilor private, capacitatea la export. Venim cu resurse de grant, la fel și resurse și alte instrumente, mai bine zis, care urmează să faciliteze dezvoltarea capacităților la export a companiilor autohtone. Toate aceste resurse sunt canalizate prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și aici sunt mai multe programe care sunt gestionate de instituția respectivă. Noi suntem în calitate de intermediari, fiindcă mai avem un scop nobil, zic eu, să asigurăm sinergia în activitatea ODA și în activitatea Agenției de Investiții. Deoarece în viziunea noastră, Agenția de Investiții, prin astfel de evenimente și nu doar astfel de evenimente, urmează să asigure fluxul de potențiali beneficiari la multiplele programe care sunt gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Pe lângă alte activități care susține proiectul,
sunt activități de reducere a poverii cadrului de reglementare. Nu am să intru mult în detalii. Este vorba despre serviciile care sunt oferite de guvern business-ului, deci serviciile care urmează a fi simplificate și reduse din punct de vedere a timpului care este alocat de business și a banilor, inclusiv prin obținerea tot felul de permisiuni certificate pentru activitatea la export. Și aici o mică remarcă ca să complementez ce a spus domnul Șerban, pe lângă produsele, ceasurile, renumite ceasuri elvețiene, mai este un produs. Sunt acele cuțite, da? Care au în set o foarfică. Păi foarfica aia să fie utilă pentru noi ca să tăiem panglica pieței elvețiene. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim mult, domnule Casian. Sperăm că o să fiți aproape de noi și de toți producătorii locali și mai departe. O să susținem și o să implementăm programe relevante mediului de business local în continuare, pentru că mai avem de lucrat și anul viitor pe mai multe programe, iarăși cu suportul Băncii Mondiale. Vă mulțumim mult pentru incursiune și acum aș vrea să trecem la tema practică. Deci, doamna Stella a pregătit o analiză amplă a pieței elvețiene. O să ne povestească despre tendințele economice și comerciale ale relevante ale acestei piețe, cerințele consumatorului, rețele de distribuție, aspectul și calitatea produselor, adică tot ceea ce noi trebuie să cunoaștem pentru a putea penetra această piață. Doamna Stella, aveți cuvânt. Mulțumesc! Plasat pe țările pe care ne le propusesem să le elucidăm în cadrul Export Morning, am urgentat puțin Elveția datorită faptului că am semnat un acord cu țările EFTA. Da. Și acest acord este deja o mare, să zicem, un mare aport în ceea ce ține de potențialul nostru de export în acest câmp, care include și Liechtenstein, și Norvegia, și Elveția, și Islanda, însă, să zicem, cel mai mare pondere și cel mai mare interes, totuși, din acest acord, îl are piața Elveției. Înțelegem că vor fi aduse deja mai multe beneficii directe pe care putem să le spunem că sunt și eliminarea taxelor vamale și pentru importurile de produse industriale și acordarea multor concesiuni ceea ce ține de accesul pe piața Elveției a produselor agricole, se deschid piețele și porțile, să zicem, noi pentru noi, pentru că este o piață net superioară din punct de vedere al așteptărilor față de calitatea produselor oferite pe această piață. Este un segment de consumatori divers și noi ne vom strădui acum să discutăm aceste specifice al acestei piețe și acestui consumator și nu numai în contextul țării pe care îl reprezintă, dar și în contextul diferitor generații și pattern-ul de achiziții pe care îl impune fiecare vârstă, fiecare tip de consumator din piața europeană. Deci, în general, dacă să facem așa o mică, să zicem, introducere în ceea ce spune despre piața EFTA, noi de fapt am atins o cifră, nu pot să zicem că nu este foarte mică, este peste 65 de milioane de euro pe piața întregimei EFTA, însă totuși noi sperăm că chiar și datorită acestor evenimente care sunt organizate acum, noi vom avea o sporire de interes și trecere, să zicem, acestei bariere poate psihologice. Ce trebuia să spunem? Doar câteva cuvinte. A mai spus și domnul secretar de stat despre faptul că, de fapt, suntem țări cu o suprafață
similară. Populația de 8 milioane e un consumator exigent, un consumator cu o capacitate înaltă de cumpărare, despre care vom vorbi astăzi. Este o piață în care deja am fost prezenți într-o oarecare măsură prin faptul că am adus în piață și fructe și legume și ulei vegetal și anumite aspecte, o să vorbim cu dumneavoastră, anumite aspecte de produse industriale care deja sunt poziționate în piață, o să intrăm în detalii mai departe, dar totuși din punct de vedere, să zicem, al general al acestui profil de țară, puteți dumneavoastră să vă informați suplimentar atât în slide-urile care o să vă fie tuturor puse la dispoziție, cât și în raportul narativ desfășurat cu un volum mult mai mare de informare pe care o să-l găsiți și vreau aici fac un anunț pe care întotdeauna pentru fiecare țară destinație de export îl găsiți pe pagina de informare a Agenției de Investiții. Așa. Deci, de ce este și important această, să zicem, acest clasament internațional al țărilor? Pentru că el denotă foarte succint acel climat pe care îl avem în parteneriatul cu oricare țară. Și orice aspect, fie import-export, fie deschiderea afacerilor, colaborări de toate, în toate aspectele, este clar că acest clasament denotă situația în țară. Bun, după cum vedeți și dumneavoastră, Indexul Global de Inovare, noi suntem poziționați pe poziția 60. Am scăzut relativ cu anul 2021, dar pentru că eram pe poziția 58, Elveția este clasată cu numărul 1. Și știm de ce, pentru că Elveția, care cu 150 de ani în urmă, fiind o țară care nu avea resurse, care era o țară mai puțin dezvoltată, să zicem așa, mai moale, a investit enorm în resurse umane și în infrastructură. După care resursele umane au creat această valoare adăugată. În diferite sectoare s-a dezvoltat țara, s-a dezvoltat atitudinea față de țară, s-a dezvoltat brandul acestei țări. Este foarte important ceea ce se face și la noi, este investirea aceasta în capitalul uman, este deschiderea pe care o avem și o observăm tot mai mult, inclusiv și prin efectul acestei întruniri de astăzi, este deschiderea către antreprenori, către oamenii, către think tanks, oamenii care sunt, să zicem, formatori de opinii și de generări de idei, pentru ca să fie acces total la informare și investiții în ceea ce ține capitalul uman. Și de aia, după cum vedeți, Indexul Global de Inovare este un index foarte important și, după cum vedeți, poziționarea vorbește de la sine. Indicele corupției, după cum vedeți iarăși rapoartele, indicele complexității economice, indicele libertății economice, acestea sunt niște indicatori care sunt formați dintr-un multiplu număr de indicatori calculați. De exemplu, indicele corupției, știți cu toții că este făcut de către Transparency International și este iarăși el un foarte complex indicator. Ceea ce ține de, să zicem, indicele de complexitate economică este făcut de Universitatea Harvard, care include în sine, iată, chiar mi-am notat aici, proiectări de creștere economică, indicatori care sunt grupați în 4 grupuri de factori și care prin combinația acestora și nivelul de impact a acestora asupra climatului de afaceri se calculează aceste indice. El demonstrează deschiderea țării către colaborare, cooperare, investiții. Ceea ce ține despre prepoziționarea Elveției în clasamentul Easy of Doing Business, iarăși aveți și aici și în desfășurare acești indicatori în raport. Nu vreau să intru foarte mult în detalii, dar vreau să vă spun că, iată, anume una din aspectele pe care le-am mai și vorbit astăzi este în ușurința de a deschide o afacere, de a promova o afacere, de a
pune în aplicare contractele de protecție a proprietății, inclusiv și a proprietății intelectuale, toate aceste condiții au format, să zicem, deja și oportunitățile pe care le are fiecare țară. Și de acum s-a mai vorbit astăzi și despre specificul Elveției din punct de vedere al celor branduri pe care imediat ne vin în imaginea noastră și cu ceasurile Rolex și Patrick Philippe și Swiss Watch și Nestlé și ciocolatele Lindt și farmaceutica Novartis și alte aspecte care țin de, să zicem, mentalitatea noastră cum deschide, să zicem, pagina Elveției în atunci când ne aducem aminte de această piață frumoasă și interesantă. Ne mai vorbim de faptul că, iată, s-a vorbit despre cuțitele cele elvețiene, dar am mai citit și este interesant că și velcro-ul este format, a fost făcut, să zicem, e o inovație care a fost generată pe teritoriul Elveției. Până și foarte interesante, dar am vrut să comunic pur și simplu lucruri așa de interes, este că și Einstein, formula lui energia este egal cu masa înmulțit la viteza lumii, este tot acolo în Elveția. Putem să spunem, dacă ar fi fost și brandurile formulilor, am fi putut să spunem că au fost create și asemenea branduri. Nu mai zic despre revoluția care a fost făcută de Lenin în Zurich, dar astea sunt niște chestii de glumă, dar și de, nu știu, să zicem, gândurile paralele pe care ne le deschide această destinație. Am pus o mulțime de factori, nici nu știu dacă trebuie să mă mai repet, vreau să trec mai mult la subiectul produselor pe care noi le importăm și nivelul de competitivitate, dar după cum vedeți, am dat aici și niște link-uri și pe care vă rugăm să le folosiți atunci când aveți nevoie de informații suplimentare, de exemplu link-urile către pagina Camerei de Comerț Elveția și care are în pagina respectivă sunt respectiv și acces la informațiile despre relațiile bilaterale economice pe care le are Elveția cu fiecare din țări și puteți să găsiți și informații despre Republica Moldova. Deci, iată cum arată pagina și link-ul este activ, vă invităm să participați, să-l urmăriți. Iată, aici am pus cele top 20 de produse pe care sunt importate în piața Elveției, iar ceea ce vedeți dumneavoastră în chenar sunt acele produse care sunt importate și inclusiv din teritoriul Republicii Moldova. Despre ponderea lor vom vorbi puțin mai târziu, dar ceea ce este important că noi deja suntem prezenți cu 5 grupuri de produse din cele top produse care sunt importate pe această piață. Și deci, după cum vedeți, ele sunt clasate după volumul de import pe care îl are Elveția și noi suntem pe poziția a doua cu medicamente, suntem pe poziția a treia, a opta și mai jos cu piese pentru autoturisme, autovehicole, suntem, e grupul telefoane pentru rețele celulare, dar este, sunt mai în detalii și inclusiv și cabluri și părți de și echipamente, sunt mobilier și aparatele ortopedice în acest grup. După cum s-a mai și spus, partenerul principal pe care îl are Elveția este Germania, după care urmează Statele Unite ale Americii, Italia, Franța și China. Ceea ce ține de exemplu, când noi ne privim mai zonal, din punct de vedere al partenerilor care sunt în limitrofi, o bună parte, noi avem, evident, Germania pe prim loc și este un partener foarte important al Elveției. Ponderea produselor din Germania este de circa 20%. Așa, acum să vorbim puțin despre schimburile noastre bilaterale. Eu aș zice că este o pondere foarte și foarte mică,
Noi suntem în ponderea noastră a comerțului exterior cu Elveția, noi suntem în volum de aproximativ 1% din comerțul exterior al Republicii Moldova, ceea ce denotă imediat că este o piață în care noi trebuie să ne concentrăm atenția și să și că nu s-a făcut deocamdată suficient efort pentru a intra în această piață. Din punct de vedere al balanței comerciale în Republica Moldova, dumneavoastră vedeți și cifrele, și cifrele absolute. Deci, noi avem acum o balanță comercială favorabilă pentru Republica Moldova și, după cum vedeți, avem și în cifrele care sunt raportate pe grupurile de mărfuri. De exemplu, după cum vedeți, la capitolul cereale, în producție industrială alimentară, avem o balanță pozitivă care reprezintă 25-17.000 de dolari SUA. Sunt niște date minuscule, dar sunt, într-o oarecare măsură, deja elocvente despre relațiile stabilite pe parcurs. Așa, deci aici aveți și în raport, v-am spus că o să aveți mult mai multe statistici despre evoluția exporturilor în timp, despre grupurile de mărfuri care sunt, despre balanța comercială. Nu vreau să vă încarc cu acele cifre pe care le puteți ușor găsi, mă repet, și atât în prezentarea care va fi plasată pe site-ul agenției, cât și pe și raportul narativ care este pus la dispoziție de către agenția de investiții. Acum vreau să vă spun despre, să zicem, trendurile care există pe aceste piețe. Deci, în anul 2022, Moldova a exportat 599 de categorii de produse. Este o ușoară creștere în raport cu anii precedenți, cu două grupuri mai mult. După cum vedeți dumneavoastră, din punct de vedere al categoriilor, 87% reprezintă sorgul, turta și alte reziduri solide 25%, urmează porumbul cu 19% și semințele de floarea soarelui. Vom mai vorbi și despre alte grupuri de mărfuri, pentru că, cu toate că ele nu sunt în acest top, ele sunt deja prezente pe piață, o să le vedeți, o să vedeți astăzi și în cadrul discuțiilor de panel reprezentanții afacerilor care deja sunt prezenți cu fructe pe piața Elveției. Nuci sunt aspecte foarte importante pe care vor să le elucideze prin condițiile de intrare în aceste piețe și succesul pe care l-au obținut. Dar el deocamdată nu este scontat în aceste cifre statistice mai mari. Așa, deci aici dumneavoastră puteți observa și inclusiv și trendurile pe care le avem noi înregistrate în raport cu anii precedenți. Datele sunt pentru anul 2022 în raport cu anul 2021. Dumneavoastră vedeți că sunt trenduri atât pozitive în ceea ce ține de exportul de porumb, cât și ușor negative sau serios negative în ceea ce ține ușor, adică să zicem negativi, de fapt sunt în categoria de mărfuri care ține de plăci, panouri, console, birouri și etc., ceea ce ține de mobilier și nuci proaspete sau uscate. Acum, mergând pe fiecare din aceste grupuri de produse, vreau să vă spun că slide-ul este organizat în așa fel, încât prin chenarul acesta verde ne-am străduit să indicăm acele produse care au, pe lângă faptul care sunt condițiile create acum pe piață, care au un potențial sporit pentru a intra, au perspective, să zicem, mai bune pentru a crește pe piața, crește importurile pe piața Elveției. Pe primul loc, după cum observați dumneavoastră, este porumbul. Din ceea ce ține de factori de suport, noi trebuie să spunem un aspect, este că este o concentrare moderată a pieței și Moldova este, de fapt, unul din liderii exportatori pe piața Elveției în această categorie de mărfuri.
De ce vorbim despre concentrarea moderată sau o concentrare ridicată a pieței? Pentru că în unele cazuri noi am observat acest impediment care este creat atunci când noi vrem să intrăm în piețele cu o concentrare ridicată și este foarte complicat la volumurile sau la, exact ce ați spus, domnule secretar de stat, posibilitatea de a exporta uniform cantități și calități de corespunzătoare solicitării pieței. Iată, aceste momente sunt probabil pentru Republica Moldova din punct de vedere al volumilor pe care noi putem să le formulăm, încă deocamdată sunt niște provocări în anumite grupuri de mărfuri. Aici următorul grup de mărfuri, cum vedeți și l-am notat din punct de vedere al experților ca fiind cu potențial sporit, este turta și rezidurile solide. Iarăși, noi ne poziționăm ca al doilea partener al Elveției din punct de vedere al volumului în această categorie de mărfuri de importuri pe această piață. Și aici, după cum am notat noi, există și un trend pozitiv din punct de vedere al volumurilor de export din Republica Moldova pe această piață în raport cu anii precedenți. Vinul din struguri proaspeți, după cum s-a și menționat, noi oferim un preț comparativ redus la vinurile moldovenești, dar însă nu suntem foarte bine deocamdată poziționați în această piață. Este o piață care este o categorie care urmează a fi explorată. Mai mult ca atât, dacă comparăm volumurile de exporturi și o să vedeți că o să intrăm mai departe în detalii, în raport cu anul 2018 am înregistrat o scădere a volumului de export al acestui produs pe piață. Următorul produs sunt plăci, panouri, console, birouri, dulapuri, etc. Aici am spus că este un număr mare de furnizori, este un specific foarte important al acestui sector. El necesită, să zicem, o desfășurare mult mai largă a sortimentului pe care noi avem în grupul acesta de produse. Nu vom intra mult în aceste detalii, dar îl considerăm și acest produs ca fiind cu o perspectivă de intrare în această piață. Nucile proaspete sau uscate, concentrație moderată a pieței, este un număr destul de mare de furnizori, totuși și o concentrare, de fapt, a celor top 3 furnizori care sunt de nuci pe piața Elveției, ocupă o pondere de circa 2/3 din volumul de produse intrate pe piață. Din punct de vedere al competitivității prețului, Republica Moldova oferă un preț puțin mai mare la nuci. Nu am avut posibilitatea să analizăm trendul ultimului an, din câte am înțeles că există acum o scădere în piață și probabil că, din punct de vedere al balanței prețurilor, statistica ne-ar arăta poate acum o competitivitate mai înaltă la nivel de prețuri. Însă, acest aspect trebuie să fie luat din punct de vedere luat în considerare din punct de vedere al grupului de mărfuri. Un alt grup, avem aparate ortopedice, în care Moldova deja exportă aceste grupuri de mărfuri. Noi avem o ușoară creștere în raport cu anii precedenți și este și el un grup important de aceste produse. Următorul grup la care vrem să ne referim sunt ambalajele, sunt de diferit tip. Noi avem aici de oferit un preț destul de competitiv în raport cu alți importatori de recipiente din sticlă în piața Elveției. Vreau să vă spun că am avut o creștere pozitivă, am avut o creștere semnificativă în raport cu anii 2018. Ceea ce mai putem spune în general despre această piață sunt că, de fapt, top 3 furnizori de recipiente de sticlă sunt cei care oferă în continuare
o transportare a acestui grup de mărfuri pe piață de circa 73%. Eu vreau să vă spun că asta este deja deocamdată o prezentare pe grup în ceea ce ține de aceste produse. Noi trecem acum repede peste grupurile de mărfuri și tendințe și după care noi vom intra în detaliu în fișa fiecărui grup de mărfuri în care se va vorbi cu mai mare detaliere privind prețurile, volumele și factorii care facilitează sau într-o oarecare măsură, să zicem, creează anumite provocări pentru exportatori. Bun, și am ajuns și la grupul interesant și foarte specific despre care am vorbit cu un potențial mare. Sunt caise, cireșe, prune. Deci este un grup foarte important cu care trebuie să urmăm în continuare efortul de penetrare a piețelor. În domeniul ce ține de factori de descurajare, am notat totuși că este o concentrare ridicată a pieței, pentru că, conform datelor statistice, trei furnizori de aceste fructe din Elveția au o cotă parte de 92%. Merele, o să vedeți și astăzi, se va vorbi și din reportajul din supermarketele Elveției, sunt și ele, să zicem, un produs care ar fi fost foarte bine venit pe piața Elveției. Importul, cu părere de rău, importul pe piața Elveției a scăzut foarte drastic în raport cu anul 2018, cu circa 60% conform datelor statistice generale. Din punct de vedere al grupului următor, struguri, iarăși putem să spunem că avem aceleași condiții generale de concentrare ridicată a pieței. Top 3 furnizori de struguri au o cotă de 85%, la fel cum a fost și în categoria mere, pere și gutui. Și la fel avem o scădere, poate nu este atât de semnificativă, dar oricum este un trend negativ ca atare în importul de volumul de import pe care îl avem pe această categorie de mărfuri pe piață. Acum vreau să vă spun că noi am pregătit pentru fiecare grup de mărfuri, am pregătit o fișă de produs. Pe această fișă de produs, noi nu o să avem posibilitatea, cu părere de rău, să intrăm în detaliile fiecăreia. Dar pe această fișă de produs, noi vom avea informații privind ratele de import pe care le are Republica Moldova, după cum observați, în raport cu alți importatori ale acelorași grupuri de mărfuri. După cum vedeți, să zicem, noi suntem aici la categoria porumb, avem importul pe care importul în valoare procentuală pe care îl are Franța pe teritoriul Elveției, după care vine Moldova, Germania și alți 20 de parteneri. Noi avem un raport de preț pe tonă pe care este o medie pe care îl oferă fiecare din acești parteneri. Avem un tarif pe care este aplicat în aceste țări și avem, să zicem, pentru orientare a altor costuri care țin de costurile de transportare, pentru această orientare avem și indicatorul exprimat prin distanța pe care îl avem noi de furnizare, da? Distanța dintre aceste țări și care poate să se reflecte în mod automat asupra cheltuielilor din mijlocii de transport. În continuare, avem, după cum vedeți pe fiecare din aceste slide-uri, o să urmăriți și celelalte grupuri, avem și deja o statistică scurtă pe fiecare din aceste produse. Și rata de creștere sau descreștere care este, să zicem, înregistrată în raport cu anul 2018. În afară de aceasta, noi neapărat pentru fiecare grup de mărfuri și vă atrag atenția asupra acestor fișe pentru că mă gândesc că ele ar fi fost de folos nemijlocit pentru cei care intenționează, producătorii din Republica Moldova care intenționează să exploreze această țară și și-au produsul său pe această fișă. Să vadă jos notele de subsol, sunt factorii de suport sau factorii de, să zicem, provocările pe care le are fiecare din aceste procesul de export pe fiecare din aceste grupuri. Iată, după cum observați, o asemenea informare
puteți să o găsiți pe fiecare din grupurile pe care vi le-am prezentat anterior. Aici nu putem să intrăm pentru că timpul nu ne va permite, dar nici nu cred că veți reține într-o discuție foarte așa galopantă toate aceste informații. De-aia vă invit și iarăși vă spun că ele toate vor fi puse la dispoziția dumneavoastră de pe site-ul agenției. Așa. Deci, după cum observați, noi avem circa 15 fișe pe fiecare grup de mărfuri pe care dumneavoastră puteți să-l explorați deja pe site. Acum, este foarte important, când am deschis anumite paranteze despre ceea ce prezintă piața din punct de vedere al, să zicem, volumului, prețurilor care sunt stabilite, etc., este foarte important să înțelegem și climatul, stilul nostru de poziționare a produsului, de prezentare a noastră ca producători credibili, ca parteneri și în continuare și așteptările sau formatul în care un consumator ar avea o atitudine creată, pozitivă, care este efortul nostru față de, ca să creăm această atitudine față de produsul nostru, dar și să zicem, anumit specific al pieței pe care îl are, să zicem, infrastructura acestei piețe. Deci, de aia noi intrăm în următoarea capitol al prezentării, care ține deja de profilul consumatorului elvețian. În primul rând, s-a și vorbit. Este o preferință înaltă față de calitate. Este o responsabilitate socială, care este tot parte acestei perceperi a calității produsului. Deoarece și aspectele care țin de protecția mediului sau alte aspecte care țin, să zicem, de ambalajul care ulterior poate să fie reciclat, toate sunt parte conștientă sau subconștientă a consumatorului în decizia lui de a consuma produse. De aia noi trebuie să fim foarte prudenți, atenți la aceste momente, pentru că noi probabil că nu avem încă simțul tuturor acestor factori bine dezvoltat și de aia vine și expertiza, de aia sunt și aceste rapoarte care pot să ne facă o listă a tuturor categoriilor pe care noi trebuie să le luăm în considerare. În afară de aceasta, noi vom vorbi acum despre tendințele de procurări, cum diferă și cum crește tendința de cumpărături online, care este specificul supermarketelor, care sunt aspectele de loialitate ale acestui consumator. Bun, aici sunt niște chestii specifice profilului consumatorului care țin pur și simplu de aspecte mai generale ale categoriilor, o să le găsiți acolo, dar ele de ce sunt foarte importante? Pentru chiar și în dialogul potențial cu un partener sau în cadrul expozițiilor despre care tot vom vorbi astăzi, este foarte important să simțim aceste nuanțe care îl reprezintă pe un elvețian. Deci, după cum am spus, sunt foarte importante aspectele de calitate, sunt vizibile identitatea de marcă, sunt în creștere trendurile ceea ce ține de comerțul online și un aspect important este față de sustenabilitatea celor produse pe care le avem. Acum vreau să vă spun că tendințele și nu numai noi, dar și toți traderii care sunt în piețele europene, ei observă foarte mult trendurile care sunt formate și conform statisticilor și conform pattern-ului de procurare a diferitor generații, pentru că ultimele generații care acum sunt, după cum știți că avem cu toții denumirile acestea de millennials, cei care sau gen X, care sunt acum mai generația nouă care a fost născută după anii 2020. Este important să se furnizeze acele produse și în acel format în care aceste generații procură. De exemplu, generația aceasta nouă a tineretului
sunt interesați să procure atât produse care demonstrează că este un spirit din punct de vedere al sănătății, este pozitiv, aduce o emoție suplimentară, ceea ce este tot un aspect pozitiv, pentru că sunt cumpărate mai mult din punct de vedere al mărfurilor care penetrează în aceste piețe, sunt cumpărate cu interes și cu explorarea a noilor produse, a noilor piețe care sunt din punct de vedere al prezentării lor pozitive atât pentru natură cât și pentru generația respectivă. Noi în raportul nostru am scris niște trenduri foarte importante despre comerțul online și cumpărăturile și tipurile de cumpărători pe vârste, pe categorii, care sunt, să zicem, procurările în diferite grupuri de mărfuri, inclusiv acoperind grupurile de mărfuri pe care le prezentăm noi pe această piață. Din punct de vedere al supermarketerilor, după cum observați dumneavoastră, avem un șir de rețele de comerț cu amănuntul, care sunt deja cunoscute și de către noi. Sunt rețelele Lidl, Aldi, Migros, Spar este mai nou și Coop, cu care avem deja stabilite relații de colaborare și în care sunt reprezentate mărfurile noastre. Site-urile și link-urile la aceste rețele sunt prezentate în raport. Din punct de vedere al etapelor, procedurilor de import, nu știu dacă o să avem acum mai mult timp să intrăm, dar aici avem făcută pentru dumneavoastră să zicem, o scară a fiecărei etape cu o explicație pe aspectele care trebuie să fie luate în considerare. Și din punct de vedere al instrumentelor pe care vă stau la dispoziție pentru a intra în noile piețe, am decis să ne focusăm și pe categoria ce ține de expozițiile organizate în Elveția. Noi o să vă prezentăm chiar și în următorul slide, dar și în raport o listă mare a tuturor târgurilor comerciale care vor fi organizate în perioada 2023 și inclusiv 2024, când 2023 nu se va reuși deja multe. Dar ceea ce este foarte important este să discutăm despre acele oportunități pe care le oferă participarea în expoziție și planificarea participării. Pentru că noi înțelegem că este foarte, deci expozițiile ne creează anumite precondiții pentru o expansiune, da, intrare în piața nouă, dar noi trebuie să avem o atitudine față de planificarea participării noastre în aceste evenimente foarte responsabilă. Noi nu vorbim numai despre planificarea din punct de vedere financiar, noi vorbim și din punct de vedere al nivelului de pregătire, atât al nostru pentru a ne prezenta mărfurile, cât și a produsului, prin ce format noi vrem să prezentăm această marfă. În afară de participarea la expoziții care impune în sine, să zicem, o conceptualizare a felului cum va fi prezentat pe rafturile expoziției, cum va fi prezentată marfa noastră, ce fel de material distributiv putem să oferim, în ce limbă putem să vorbim, cine și cum creează, să zicem, o bază de date a contactelor care au fost formate în cadrul acestor târguri. Responsabilitatea noastră înaltă pe următoarea perioadă este follow-up-ul, care este de fapt înzecit de important, și data trecută am discutat despre acest lucru, că nu există niciunul din aceste, să zicem, din potențialul pe care vi-l oferă o expoziție, nu va fi valorificat dacă nu veți perpetua în menținerea dialogului cu potențialii parteneri pe care i-ați identificat în cadrul acestor evenimente.
urmărirea în continuare a diferitor grupuri care se formează, urmărirea în cadrul târgurilor, a diferitor formate de colaborare pe care vi le oferă aceste târguri, pentru că foarte des în cadrul târgului se mai formează grupuri speciale cu conferințe create pentru, să zicem, cei interesați de anumite grupuri de mărfuri sau recepții care sunt făcute, care sunt de fapt destinate anume acestui unicului scop. Este intensificarea contactelor, schimbul de experiență, deschiderea acestor, să zicem, bariere de comunicare între participanții acestor expoziții, ca pe final să fie realizarea acestora prin încheierea acestor afaceri. Din punct de vedere financiar, v-am oferit anumite informații pentru dumneavoastră ca să fie clar cu ce trebuie să vă pregătiți, deși atât din punct de vedere al actelor necesare pentru participare, dar și a costurilor aferente acestor evenimente. Le puteți găsi aici. Nu vreau să zicem, astea sunt costuri de investiții pe care dumneavoastră trebuie să vi le asumați și nu vreau să intru foarte mult în aceste detalii, dar pentru comoditatea dumneavoastră, chiar am luat un set de, să zicem, costuri pe care dumneavoastră puteți să vi le planificați atunci când mergeți în aceste târguri. După cum vedeți, aici am pus în franco-elvețian, raportul dintre franco-elvețian este în jur de 1,06 euro. Într-o volum puteți să vă uitați, deci la aceste costuri, ele sunt de circa, puteți să le aliniem valorii în euro. Dar ceea ce este important, că noi trebuie să percepem că aceasta este o investiție, dar este o parte din tot șirul de eforturi pe care noi trebuie să-l facem, altfel asta o să fie un cost și o pierdere. Important este, deci, după cum am spus, să vă faceți un checklist. Un checklist în care va fi scris 1. Relevanța acestor expoziții din punct de vedere al grupurilor de mărfuri pe care noi le avem, din punct de vedere al volumului cu care noi putem să venim. Noi trebuie să fim conștienți, după cum am spus, atât de volum cât și de periodicitatea acelor furnizări pe care noi putem să le asumăm, pentru că o înțelegere în cadrul acestor expoziții, eventual trebuie să poarte și noi trebuie să fim responsabili un acord de lungă durată. Deci, de aici, următorul este configurarea KPI-urilor, cum le numim noi, cu toții știm, sunt niște indicatori pe care noi ni trasăm pentru noi, ca noi să înțelegem ce scopuri noi trebuie să atingem, în ce termeni sunt acești indicatori atinși, cum noi, tangibil din punct de vedere al volumului, fie tonaj, fie, să zicem, în volum, cât și din punct de vedere intangibil, cum noi valorificăm această expoziție. Din punct de vedere intangibil, eu vorbesc despre notorietatea produsului, despre brandul pe care noi îl promovăm, despre cunoașterea produselor pe această piață. Și asta este foarte important pentru noi ca să ne plasăm în gândul nostru nu numai aceste scopuri, să zicem, materialiste, dar și din punct de vedere al valorii intangibile al promovării produselor noastre, să zicem, al acestor eforturi. Nu, și este evident că noi trebuie să ne, după ce ne-am format, avem o închipuire clară care sunt indicatorii pe care noi vrem să-i atingem în timp. Este evident că este și aspectele de relaționare pe care noi ne le propunem. După cum am spus, trebuie să fim foarte bine pregătiți din punct de vedere al faptului cum, în ce limbaj profesionist, în ce format, cu ce frecvență noi vom menține acest network, această relație pe care noi ne-am creat-o. Și evident, după cum am spus noi, follow-up-urile sunt unul din instrumentele importante. Evident că atunci când discutăm despre această relație interactivitate, noi trebuie să ne dăm seama că sunt anumite
perceperi pe care le are fiecare piață. Și noi am vorbit foarte interesant cu dumneavoastră despre, chiar am avut o diversitate geografică foarte mare, am fost și cu subiectul Egipt, am fost și cu subiectul India, am fost și cu subiectul Austria, acum suntem cu subiectul Elveția. Și vreau să vă spun că este foarte, foarte important să avem o abordare diferită care răspunde acelor așteptări pe care le are cultura de afaceri în fiecare din aceste țări. Deci aici o respectare absolută a timpului, o respectare a drepturilor, o înțelegere rapidă a solicitării și răspuns profesionist din punct de vedere al acelor solicitări care sunt făcute din partea potențialului partener din piața elvețiană. Limba vorbită este foarte importantă și știți dumneavoastră că engleza este vorbită foarte puțin, că noi tot simțeam că engleza este o limbă internațională, totuși limba germană ar fi fost un, să zicem, o cheiță suplimentară în ceea ce ține de, să zicem, relațiile pe care le veți stabili, cu toate că engleza este vorbită, din punct de vedere statistic, engleza este vorbită de 6% din populația Elveției. Dar în lumea de afaceri, clar că acest limbă este mult mai populară, să zice așa, este un instrument totuși economic, însă v-am spus și această nuanță care să fie luată în considerare. Pe locul 2, după cum știți, este limba italiană în statistica limbilor vorbite. Așa, deci, după cum am spus, noi ne-am străduit să vă trecem în revistă anumite statistici, anumite avantaje, dezavantaje pe care le-am identificat în ceea ce ține de condițiile create pentru intrarea în piață cu produsele Republicii Moldova pe piața elvețiană. Avem în raport și anumite metodologii de identificare a produselor potențiale pentru export, pentru ca dumneavoastră să vă faceți un plan în ceea ce ține de aceste condiții. Însă, eu cred că cel mai important o să fie faptul că informația aceasta o aveți, dar cel mai important este faptul că noi astăzi o să avem vorbitori care deja au trecut pe aceste scări, au intrat în această piață, au niște exporturi stabile cu care se mândresc și cu care vor să-și împărtășească experiența cu dumneavoastră și eu cred că aceasta o să fie una din valorile mari ale acestei întruniri de astăzi. Deci, cu aceasta vreau să-mi termin discursul meu pentru ca să fac loc celor care au deja experiență practică pe piețele Elveției. Vă mulțumesc! Doamna Stella, vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea exhaustivă. M-am străduit să fie cât mai repede, dar vă rog să pentru că vizitați nu site-ul de timp, agenției. Dar vroiam să zic, toată această prezentare, inclusiv și raportul narrativ, îl puteți găsi accesând pagina web a Agenției de Investiții. Plus, dacă doriți să îl puteți primi și într-un e-mail, adică ca să aveți acces liber și să vă informați cât mai mult despre această piață, pentru că, într-adevăr, este o informație foarte amplă, foarte constructivă, relevantă. Toți cei care își doresc să intre, să pătrundă cu produsele sale pe această piață, au o mare șansă de a se informa și de a fi bine pregătiți din punct de vedere a tuturor aspectelor. Mulțumim mult! Da, vă mulțumesc! Și acum aș vrea ca să trecem la o mică incursiune, o mică, cum s-ar spune, virtual o vizită virtuală, anume în magazinele din Elveția, pentru că avem o doamnă din Republica Moldova care se numește Valentina Ceban. Doamna este fondator Our Roads, diaspora Moldova în Elveția și este președintele asociației Rădăcinile Noastre. Dumneaei a făcut o vizită în magazine ca să ne poată spune
unde stau produsele noastre, cum sunt ele amplasate, care sunt cerințele și ce își doresc elvețienii să mai vadă în magazinele respective din produsele noastre autohtone. Din acest an, piața Elveției a început să devină mai atractivă pentru producătorii și exportatorii de fructe și de legume din Moldova. Pe lângă exportul de volum, medicamente și alte produse industriale din Moldova în Elveția, am fost bucuroși să descoperim în vara acestui an prunele noastre moldovenești pe polițele magazinelor. Anume, în acest magazin am cumpărat de 3 ori prune moldovenești și am avut o satisfacție enormă și sperăm curând să regăsim nu doar mere din Uniunea Europeană, dar și din Moldova. Vă invit să descoperim ce alte produse moldovenești putem găsi pe polițele magazinelor din Elveția. Vizitor, acum, dacă ai observat ieri mai mult din Elveția și dacă ai observat produse moldovenești pe rafturile magazinelor din Elveția? Da, foarte curioasă. Deci, eu de obicei vin în Elveția anume după prune și chiar le căutam și obișnuiam să le iau și acum n-am găsit. Dar am găsit chiar acest produs care este un mix de nuci. Și are mixat mai multe țări, origine, dar și anume Moldova. Este și Moldova, dar este cumva de origine Luca, este de Moldova, din acest mix de fructe uscate. Dar fiind că vinul Moldovei cucerește noi orizonturi și adună medalii pe toate continentele globului pământesc, ne dorim ca vinul Moldovei să se regăsească și în Elveția și astfel să revedem pe rafturile de vinuri și steagul Republicii Moldova. Cu o tradiție bogată în aprecierea gustului autentic și a produselor naturale, elvețienii se disting prin preferința lor pentru alimente proaspete, ecologice și bio. Într-o țară unde calitatea și autenticitatea sunt puse înaintea tuturor, piața elvețiană este deschisă la importul de produse premium care îndeplinesc cele mai înalte standarde. Printre aceste produse apreciate se numără fructele și legumele proaspete, care ocupă un loc central în dieta zilnică a elvețienilor. Importul acestor produse devine astfel vital pentru a satisface cerințele ridicate ale consumatorilor elvețieni, iar aici intervine o oportunitate majoră pentru Republica Moldova. Consumatorii elvețieni sunt dispuși să plătească un preț mai mare pentru produsele care respectă standardele înalte de producție. Pentru Republica Moldova, aceasta reprezintă o oportunitate deosebită de a exporta produse de calitate pe o piață diversă și dinamică. În contextul în care Elveția apreciază tot mai mult gustul autentic al naturii, exportul de produse alimentare din Moldova poate deveni nu doar o tranzacție comercială, ci și o colaborare fructuoasă între două țări care împărtășesc aceleași valori legate de calitate, sustenabilitate și gust autentic. Da. Aici vreau să-i mulțumesc doamnei Valentina. După cum am văzut, se pune foarte mare accent pe produsele ecologice, elvețienii și nu doar. Iubesc să mănânce ecologic, produse naturale și deci noi, ca producători, avem toate șansele să penetrăm această piață, pentru că am văzut și din discursul doamnei Stella, sunt posibilități, sunt oportunități, piața este deschisă, deci doar trebuie să facem un mic efort ca să adaptăm produsele noastre, cerințele la cerințele europene și să intrăm cu dreptul, să mergem înainte, pentru că bați la ușă, se deschide. Nu intri pe ușă, treci pe geam. Și tot așa, deci oricum, posibilități sunt, produsele noastre sunt bine cotate, sunt foarte gustoase, avem gust deosebit, așa că vă invit. Ușile sunt deschise. Ușile sunt deschise. Și acorduri deja. Exact, dar și să încercăm să penetrăm această piață. Vă mulțumesc mult! Prima parte a sesiunii de astăzi a luat sfârșit. Acum o să, 2-3 minute, o să avem o discuție cu producătorii care deja au careva experiență, care au relații comerciale-economice cu această țară, care deja
au exporturi și o să auzim și istorii de succes, pentru că se poate, dacă s-a izbutit, a pătruns, exporturi există, înseamnă că și pentru ceilalți potențiali exportatori este doar binevenit. Mulțumesc, acum și revenim. Domnilor și doamnelor, acum vă propun să participați la o discuție, la o discuție foarte relaxată cu exportatorii din Republica Moldova, din diverse domenii, care deja au succese pe această piață și care sunt aici pentru a se împărtăși cu noi, cu toți, despre succesele lor, despre insuccesele, poate, cum au nimerit, care sunt posibilitățile, care sunt oportunitățile și să ne povestească despre produsele și compania care a reușit să pătrungă pe această piață. O să invit aici pe doamna Carmina Vico. Dumneie este CEO la Prime Capital și Monica Serele, vă rog frumos să luați locul. Pe doamna Zinaida Plămădeală, care este CEO la compania Fruct Serele, și Natalia Cranati, dumneavoastră ei este de la Institutul de Standardizare din Republica Moldova. Bună ziua! Bine v-am găsit încă o dată. Vă mulțumesc mult că ați dat curs invitației noastre și ați venit aici alături de noi ca să discutăm despre aceste oportunități de a pătrunde pe piața elvețiană. Și o să încep cu doamna Carmina. Aveți un nume foarte frumos. Cu doamna Carmina și o să vă rog să ne povestiți istoria dumneavoastră de succes. Cum ați început, cum ați putut să pătrundeți pe această piață și care au fost impedimentele, poate și lucrurile bune și mai puțin bune. Vă rog frumos să ne spuneți despre experiența dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! O să mă împărtășesc cu mare bucurie cu experiența care o avem. Aș putea să vorbesc, cred că, foarte mult, pentru că compania noastră, Monicol, are deja, în general, suntem pe piață de mai mult de 22 de ani, dar lucrăm cu Elveția, cred că, deja de vreo 15 ani. Deci noi suntem o companie care producem, care creștem, producem și exportăm produse agricole, cum sunt nuci și fructe uscate sau fructe dehidratate, cum se spune mai corect. Și exportăm în practic peste 25 de țări din Uniunea Europeană, de asemenea în Statele Unite, în Canada, încercăm acum puțin și cu Japonia și cu alte piețe. Deci Elveția este una din destinațiile importante pentru noi, deci aș spune eu de destinațiile de top, unde exportăm noi din țările din Europa și facem așa un volum de vânzări cam, desigur că el variază de la an la an, pentru că variază foarte mult și prețurile, dar undeva între 23 milioane de euro. Deci am văzut că pe poziția de nuci undeva Moldova exportă la vreo 4, deci cred că noi am avea vreo 50-60%, poate chiar și mai mult. Nu a fost ușor să accesez această piață, dar de fapt ca și celelalte țări europene care sunt destul de exigente, noi am mers pas cu pas, ne-am dezvoltat an de an investind și iarăși din nou reinvestind în producere și în calitate. Deci pentru a fi prezent pe piață, noi suntem certificați de către organisme internaționale pe cele mai înalte certificate ce țin de siguranța alimentelor, deci nu este vorba doar de ISO și HACCP, ci este vorba de IFSBRC, care sunt niște certificări care îți permit să vinzi în rețele, inclusiv și în rețele din Marea Britanie și suntem de asemenea certificați și pe responsabilitatea socială, care este un standard separat, care de asemenea este foarte important. Și circa 70% din ceea ce exportăm noi este producție
organică sau bio, cum îi mai spune, și respectiv aici tot avem certificările respective de către companii din Germania. Dar pentru piața din Elveția avem o certificare specială, care pe lângă certificatele organice, noi avem și certificarea BioSwiss, care îți permite să vinzi anume în Elveția, pentru că ei au niște rigori mai speciale. Deci avem câțiva clienți, ei mai variază, iată chiar recent, cred că chiar ieri am făcut un export la un client nou care l-am cunoscut în cadrul unui congres care a avut loc anul trecut și chiar m-am bucurat că am făcut un export și imediat ne-au mai trimis încă o cerere, o solicitare. Deci printre clienții noștri sunt clienți mari care ați văzut dumneavoastră acolo, cele mai mari rețele a lor sunt Coop și Migros. Deci noi lucrăm, ei sunt niște întreprinderi foarte complexe. Deci ca să ajungi direct la rafturile lor este practic imposibil. De aceea noi livrăm materie primă. Evident că este materie primă deja cu valoare adăugată, pentru că atunci când vorbești de nuci, nu-i doar ai luat nuca și ai exportat-o. Deci ea trebuie sortată, sunt mai multe procedee care trebuie să treacă. La fel este și cu, de exemplu, cu prunele uscate. Dar în cadrul acestor conglomerate, pentru că ele sunt foarte mari, deci sunt companii importatoare care ulterior ei ambalează produsele. Eu când am văzut că, de exemplu, categoria nuci, Turcia este cea mai mare importator, Turcia practic produce foarte puțin nuci. De aceea, da, ei sunt poate mai puternici, de exemplu, dacă vorbim despre alune sau despre fistic. Dar chiar și la categoria nuci care le avem noi, deci acolo Turcia, ce fac ei? Ei ambalează, deci ei sunt cu un pas mult mai înaintat deja decât noi, pentru că ei ambalează și ei fac, da, ei fac private label, așa numit, dar ei exportă deja produsul cu o valoare și mai mare adăugată. Noi lucrăm cu aceste companii, deci de mai mulți ani lucrăm foarte bine. Ei sunt extrem de exigenți la calitate și la tot ce ține. Deci dacă te angajezi să lucrezi cu elvețienii, trebuie să fie așa, știți exact, ca ceasurile lor. Permanent. Dacă ai spus că faci exportul în ziua cu tare, camionul vine să se descarcă, pentru că tu ai ora când se descarcă. Evident, cu problemele care le avem noi cu logistica și cu toate cozile din vamă, este destul de complicat. De asemenea, ce ține de calitate, dacă tu ai în specificația ta de produs, că uite, trebuie asta să fie exact procentajul, de exemplu, la nuci de jumătate, sau pe el trebuie să fie exact asta. Noi cunoaștem, pentru că, sigur, că au fost diferite cazuri, au fost și retururi, și retururi pentru niște lucruri foarte minore, care îi spune ei de glumă sau cum. Nu, deci 20 de tone vin înapoi, dacă ceva nu mai s-a deschis o cutie și ceva nu le-a plăcut. Deci aici trebuie să, într-adevăr, fiecare care vrea să acceseze aceste piețe să aibă niște standarde de calitate și de producere foarte înalte. Mai mult ca atât, ei vin în vizite, ei vor să vadă. E una în ce le povestești tu, una în certificatele care le dai, dar ei vin și vor să vadă tot. Pe lângă faptul că îi interesează, deci, calitatea și promptitudinea, nu trebuie să ne facem aluzii foarte mari că Elveția, da, este o țară bogată, prețurile sunt mai înalte, însă prețurile care le oferă ei de asemenea tind să fie foarte competitivi, pentru că și acolo fiecare consumator se gândește la buzunarul lor și au și ei crize și au și ei dificultăți. Deci aici noi mergem într-o bătălie foarte mare de prețuri, unde marja câteodată este atât de mică, dar sunt cazuri când este și negativă, doar ca să-ți menții relația și contractele. Deci la asta tot trebuie să fii gata. Că uite, chiar livrez în minus, dar eu trebuie să-mi mențin clientul și să-mi mențin relația. Acum avem o concurență foarte acerbă cu vecinii noștri, de exemplu Ucraina, care oferă mult
mai joase prețuri și este destul de complicat să facem față. Desigur că ei nu sunt la nivelul de calitate care suntem noi. Prin asta cumva putem să ne menținem pozițiile și să avem în continuare colaborarea și să vindem, dar este complicat pentru că și pentru ei prețurile sunt foarte importante. De aceea, probabil că dacă o să vedeți și o statistică cumva, atunci statistica asta o să arăte că în valoare bănească se diminuează cantitatea de export, dar poate că în cantitate ea nu se micșorează, dar din cauza că prețurile sunt tot mai mult și mai mult strâmtorate, deci din cauza asta, respectiv și volumul exporturilor ar putea să arate mai mici. De asemenea, interesează foarte mult, cum i-a menționat foarte corect Stella, că responsabilitatea socială. Deci pentru ei nu este important tu lor să le vinzi marfa. Ei, tu le vinzi marfa și cu o istorie în spate. Ei vor să știi ce faci tu, ei vor să știi de unde ai luat tu marfa, producția asta, ei vor să știi fermierii ce e sau țăranul ce e la care, dar cum spargeți voi? Așa chiar cu ciocănașul, da? Iată așa arătăm. Deci noi participăm la foarte multe acțiuni sociale și respectiv le comunicăm și lor despre asta. Chiar am avut careva proiecte unde ei au vrut să participe, de exemplu, în sat unde se află fabrica cu careva contribuții, pentru că vor și ei cumva să se manifeste. Pentru ei este foarte important anume aspectul ăsta. De exemplu, de asemenea, aspectul ce ține de sustenabilitate și despre prezervarea resurselor naturale. Aici noi, ca companie, noi facem tot, avem ciclu închis de unde ardem toate deșeurile care le producem din nuci, din prune și din curățarea levezilor și așa mai departe. Avem panouri fotovoltaice, avem stații de epurare, deși nu suntem nocivi, dar noi înțelegem că fără toate acestea tu nu poți să... Ei te întreabă, dar cum faceți voi asta? Dar ce faceți voi? Respectiv, când mi-am spus, uitați-vă, noi am investit în panouri fotovoltaice, erau foarte, foarte bucuroși, pentru că pe lângă faptul că ei sunt exigenți, știți, de-a lungul anilor se betonează o relație. Relația asta nici de cum nu influențează că dacă n-ai livrat la timp sau ai livrat calitate mai proastă, ei cumva o să te ierte. Dar în același timp ei sunt foarte interesați de problemele noastre, vor să te ajute. Pot să vă spun că când era pandemia, deci noi aveam, cred că odată la două săptămâni, discuții cu conferințe telefonice cu ei, că ei se întreabă cum voi, ce faceți, mai puteți produce, mai nu v-ați închis. Cum faceți față, dar ce faceți asta, dar care e rata din îmbolnăvire. Când s-a început războiul, primii care ne-au sunat au fost partenerii din Elveția, să ne întrebe, dar cum vă descurcați, dar poate putem să vă ajutăm cu ceva, dar ce putem să facem. Să vedeți gestul care a fost, de exemplu, ei ne-au trimis, pentru că evident că pe lângă alte produse au și producere de ciocolată, care tot pentru Coop și Migros, și ei ne-au trimis un box mare de ciocolate ca să dăm la muncitori, spun, noi nu știm cum să vă ajutăm, dar măcar să vă înducim câte o bucățică. Deci sigur că asta este foarte prețios și trebuie să cumva să dezvolți relația asta. Când a apărut problemele cu energie, deci iarăși din nou, ei ne întrebau, dar ce face statul, dar cum, ce să le spun ce face statul? Nimic, ne descurcam și noi fiecare cum puteam, pentru că ei vroiau să le spunem ce măsuri să întreprind și cum noi, dar n-ați stângul lumină, dacă ați stângul lumină, dar cum ați produceți? Pentru că și ei respectiv au aceleași responsabilități față de consumatorii lor ca să scoată produsul și interesează. Deci, iată, asta este, așa să zic, specificul de colaborare cu elvețienii. Dar dacă să vorbim și despre, așa să zic eu, ce s-ar putea de îmbunătățit, pentru că mai avem mult de lucru ca să putem să accesăm această piață și să ne punem bine pe picioare.
Noi mereu știau despre cozele la vamă și despre problemele cu transportatorii și bine, transportatorii se duc și ei văd că, ok, nu s-au organizat foarte bine. Deci, 3 ani în urmă, un partener de nostru îmi spune, uite, eu colaborez cu o companie mare de transport, haideți că ei duc tot, duceau ceva niște, aveau un camion cu niște lucruri de binefacere și zice că noi vă luăm marfa. Și ei au trimis cel mai bun șofer, nici nu șofer, e un manager de fapt, care a venit, s-a încărcat la noi și după asta, până în Elveția, a documentat absolut tot. Mi-au trimis un raport foarte mare, cu fotografii, cu fiecare, unde au staționat, cât au stat. N-au stat foarte mult, vreau să vă zic atunci, dar pentru ei a fost enorm și eu spus, noi nu putem. Ei vroiau să vină companie de transport să lucreze cu Moldova, mm-hmm. ca să facilităm cumva logistica, dar ei au spus că cu așa organizare și cu asta noi nu ne putem permite, pentru că salariile la ei sunt foarte mari, respectiv un șofer te-ar costa de aur ca să-l ții trei zile la vamă în coadă. Deci logistica este un lucru extrem de important, care trebuie să luăm măsuri și să îmbunătățim. De exemplu, noi suntem ca companie certificați AEO. Asta înseamnă că trebuie să mergem pe coridor special și să livrăm la timp, pentru că vă zic, acolo e exact la timp. Nici asta nu lucrează, pentru că sunt foarte multe probleme. Acum, dacă vorbim despre faptul că ca să ieși cu un produs, în special, noi am vorbit despre cei că produsele agricole sunt cele care ar putea să pătrundă acolo pe piață. Este nevoie de certificări și de laboratoare. Noi nu facem față la capitolul ăsta, deci noi pe produsele organice, vă spunem, noi trimitem prin DHL mostrele permanent în Germania, plătim o sumedenie de bani pentru ca să avem, pentru că la noi nu se fac tot spectrul de pesticide, pentru că la noi nu se fac analize, deci noi am făcut așa, din pur și simplu, deja din curiozitate, ca să zic, am luat fix aceeași mostră și am dat-o la trei laboratoare diferite, ne-au dat analize diferite. Noi am luat din același mostră și am făcut dintr-o același lot și am făcut 3 mostre diferite și am dat la un laborator și ne-au dat 3 analize diferite. Deci despre ce poate fi, dar acolo știți cum, acolo import orice zero întreg și nu știu că e după virgulă. Deci respectiv, iarăși, asta nu-ți permite. Pe urmă vorbim despre produse cu valoare adăugată. Da, noi vrem tindem. Deci noi chiar am participat a treia rețea care este acolo, Denner, ați văzut? Deci am participat la câteva tendere de-a lor pentru a le ambala produsele lor la noi în Moldova și le-a le livra permanent sub de asemenea, sub brandul lor, private label. Nu am trecut ca preț. Dar a fost o școală foarte bună, am învățat foarte mult din asta și o să continuăm pentru că cumva noi deja am nimerit la ei în liste, respectiv ei ne solicită să venim la toate tenderele care le organizează. Dar nu am trecut nu din cauza că produsele la noi sunt scumpe, dar din cauza că toată manopera și tot ce este, acolo sunt costurile. Da. Aici trebuie să ne eficientizăm, să ne ridicăm productivitatea. Și aici cred că avem foarte mult de muncă. Pentru a ieși iarăși din nou în rețele, trebuie să vii și cu produse noi. Produsele noi, ca să le elaborezi, fiecare companie nu este în stare să facă asta, pentru că sunt niște costuri enorme. Nu are fiecare laborator, nu are fiecare un departament R&D care să-i elaboreze. Deci în foarte multe state, inclusiv și în Elveția, ei au centri de inovație, de dezvoltare, unde fiind membri și contribuind, dar totodată mai sunt și alți parteneri, inclusiv și statul, respectiv tu vii, acolo sunt și universitățile, sunt și oameni de știință care lucrează și ei pot să te ajute să testezi produsele noi, să le elaborezi, să răzgândești diferite rețete și să vii cu ceva inovativ, cu ceva diferit.
De exemplu, pentru noi, iată, pruna Pluto cu nucă este ceva care nu mai are nimeni. Și iată, ea are priză. Noi vindem și în America, și în Canada, și pe alte piețe. Acum le-am dat-o și la elvețieni, inclusiv ei o tot discută, pentru că asta trebuie să înțelegem că atunci când intri într-o piață, trebuie să ai și foarte multă răbdare, că durează. Deci ei au procesele lor și nu așa că a venit astăzi cineva din Moldova și mâine gata îi dau răspuns că el ne-a mirat cu produsul. Nu, o spune, ok, stați că noi peste 6 luni poate o să facem careva teste și pe urmă încă nu știu cum și tot așa. Deci respectiv trebuie să ai foarte mare răbdare și perseverență, să menții aceste contacte și să le dezvolți. Deci asta așa e foarte pe scurt, dar chiar acum, vreo câteva 3 săptămâni în urmă, pentru că, mă rog, dacă toată lumea știe că din prieteni că noi exportăm în Elveția, respectiv ei mereu văd acolo că sunt nucile, care sunt și scris origin Moldova, și acum cineva mi-a trimis un pachet de nuci, dar nuci Macademia, care la noi nu crezi de mâncărească, s-o origine Moldova. Da, că îi mai fac și ei date. Da, deci așa că... Doamna Carmina, special nu v-am întrerupt pentru că ne-ați vorbit atât de sincer și atât de interesant și despre lucrurile care sunt și pozitive, dar și negative. Din câte eu știu, Guvernul Republicii Moldova face tot posibilul ca să soluționeze problema cu cozile de la vama. Toată lumea are așa probleme. Sperăm că în curând ele vor fi soluționate. Și doar o întrebare am pentru dumneavoastră. Accentul pe ambalaj. Cum îl pun la elvețienii? Care este? Este foarte important ambalajul produselor pentru... Deci, eu cum am spus, până când ceea ce se livrează de Moldova este mai mult ca materie primă. Uh-huh. Dar evident că ambalajul este foarte, foarte important. Am avut cazuri când au venit chiar din Elveția, la noi ne-au contactat și au venit la companie pentru că au văzut în Moldova produsele noastre pe raft, pentru că noi avem și produse retail și produse angro. Și ei au spus că noi n-am crezut că asta este un produs moldovenesc. Deci evident că este foarte important și marketingul și calitatea ambalajului și cum este informația, cât de corect este oblivit acolo, așa că aici trebuie de atras foarte mare atenție. Dar, iarăși, să-ți faci iluzii că o să intri cu marca ta pe... trebuie să fim realiști. Nu cred chiar că... atât de ușor. Nu că nu chiar atât de ușor, dar practic... practic este imposibil pentru că rețelele acestea, ele au brandurile lor care le promovează. Deci, respectiv, tu le dai produsul, tu este bine dacă tu poți să le ambalezi pentru ei și le faci sub brandul lor. Dar dacă să ai marele noroc, ok, poate în careva magazine mai specializate să intri cu produsul, atunci, credeți-mă, am trimis la mostre, cred că sute, ca să încercăm și să avem și parteneri în Elveția cu care încercăm să mai dezvoltăm. Chiar acum, recent, m-a contactat cineva, un moldovean care e de vreo 20 de ani acolo și a zis că tot a venit acasă, a văzut produsele noastre și zice că uite, hai să încercăm să facem ceva. Deci așa se fac lucrurile, prin o relație, printr-o discuție și multă muncă. Da. Doamna Carmina, vă mulțumim foarte mult încă o dată și ați vorbit foarte mult de standarde, de calitate, de certificări și aici avem reprezentantul Institutului de Standardizare din Republica Moldova și cred că doamna Natalia o să ne mai spună mai mult despre la ce trebuie să tragem atenția, la calitatea produselor, adică la toate certificările de care toți producătorii cred că au nevoie de așa informații ca să cunoască cum ar fi mai bine să fie pregătiți de aici și de pe loc. Vă rog frumos să ne spuneți ce credeți dumneavoastră. Da. Bună ziua tuturor, mulțumim pentru invitație. Deci, da, astăzi s-a vorbit foarte mult despre calitate,
despre armonizarea legislației și totul începe de la acele cerințe tehnice care trebuie să le aibă un produs sau un serviciu. Și aici Institutul de Standardizare, fiind unicul organism național de standardizare din Republica Moldova, vine în suportul părților interesate cu acele standarde, da, pe produse, servicii, da, care pot ajuta, deci, la producerea, exportul produselor autohtone. Deci, dacă vorbim de armonizarea standardelor de institutul, conform cerințelor, da, și acordul de asociere, deci adoptă de circa de 100% standardele europene în calitate de standarde moldovenești. Deci, producătorii pot deține legal acele standarde europene sau internaționale care sunt adoptate la nivel național, apelând, deci, la Institutul de Standardizare. Deci, astăzi este posibilitatea să dețină nu doar pe hârtie, cum era anterior, deci avem și un magazin online, da, unde poate fi achiziționat în format electronic, fără a se deplasa la instituția noastră. Tot am vorbit și despre sistemele de management, da, calității, care iarăși este o cerință, să zicem, deja obligatorie pentru exportator, pentru că sistemele de management a calității, deci, oferă acea siguranță și calitate a produselor sau serviciilor, începând de la prima etapă, da, de producere până la ultima de comercializare și livrare a produselor respectiv. Vreau să menționez încă un moment, deci în cadrul Institutului de Standardizare sunt create comitete tehnice pe diferite domenii, respectiv și în domeniul alimentar. Ce presupun aceste comitete? Deci, comitetele sunt create la solicitarea părților interesate. Membrii acestor comitete sunt experți din diferite domenii, da? Deci, de la, începând organisme certificare, laboratoare de încercări, producători, și în cadrul acestor comitete tehnice, deci o problemă acută astăzi sunt disponibilitatea versiunilor lingvistice a standardului. Deci, ele se adoptă în limba originală engleză, respectiv piața solicită și o traducere, deci o versiune lingvistică oficială română. În cadrul acestor comitete, membrii, cei care examinează traducerile, da, deci iată aici venim și cu o solicitare către părțile interesate și producătorii, inclusiv ei pot deveni membri acestor comitete, deci experiența lor, cunoștințele lor într-un domeniu concret, deci ei pot examina care până într-un final acest standard, o versiune lingvistică română este aprobată la nivel național și accesibilă pentru o piață locală, pentru a putea implementa acele standarde în activitatea pe care o desfășoară. Cam aceasta de ceea ce pot să spun în general despre Institutul de Standardizare. Toată informația poate fi găsită pe site-ul nostru oficial. Orice consultație, deci, este necesară în domeniu, da? Dacă ce standarde sunt, deci, la noi sau adoptate în calitate națională sau poate sunt altele elaborate de către alte organisme de standardizare europene sau internaționale care încă nu sunt, dar deci este necesar, deci iarăși noi oferim consultație în domeniul respectiv și suntem deschiși pentru o colaborare și chiar ne bucură faptul că mulți producători autohtoni solicită, deci, suportul nostru pentru nu doar la etapa de producere, dar și deja când inițiază să facă un export. Mulțumesc! Mulțumesc mult, doamna Natalia! Deci, toți cei care au nevoie de mai multe informații referitor la standardele calității, cu siguranță aveți unde vă adresa, aveți la cine vă adresa pentru a primi o consultație, adică ceea de care aveți nevoie sunt instituții responsabile, deci în cazul în care nu cunoașteți, nu știți, nu găsiți pe rețele de socializare, mai nu știu ce,
Este institut special pentru asta, care o să ofere absolut toate informațiile de care aveți nevoie. Vă mulțumesc mult încă o dată. Și acum o să trec și la doamna Zinaida Plămădeană, care reprezintă compania exportatoare de fructe proaspete și, din câte eu cunosc, compania dumneavoastră exportă și în Elveția. Aveți exporturi și dacă puteți să vă testenuiți, să vă împărtășiți cu istoria dumneavoastră, cum ați penetrat această piață? Da, bună ziua, încă o dată tuturor, mulțumesc pentru invitație. Deci, de fapt, noi suntem o companie relativ tânără, care suntem în domeniul agricol și producem fructe proaspete. Ăsta era vectorul nostru din 2017 încoa. Vectorul principal, care încercam să penetrăm diferite piețe, tot timpul piața de export a fost scopul nostru, pentru că piața locală este destul de mică, având suprafețe crescând în fiecare an de prune, în mare parte, asta e produsul nostru de bază, prune și căpșuni, adică ne orientam pe piața fructelor proaspete. Elveția a fost, de fapt, pentru noi acel stimul ca să ne diversificăm gama de produse. Deci, până a începe să lucrăm cu Elveția, am lucrat doar cu fructe proaspete, acum cu Elveția lucrăm cu produs congelat. Deci, și a fost așa, nu știu, ironia sorții că, fiind în acest domeniu de fructe proaspete, Elveția a venit la noi, nu noi am ajuns la ea. Da? Adică a fost așa un plus pentru noi, un avantaj pe care l-am obținut datorită faptului că eram în domeniu de fructe proaspete. El, o companie elvețiană care avea deja relații cu Republica Moldova, pe diferite aspecte, inclusiv IT și așa mai departe, a auzit de noi, ne-a cunoscut, a venit la noi în vizită și aici o să confirm și eu prin experiența noastră ce a spus doamna Carmina, că chiar vin la fața locului, te cunosc în față, nu e doar convorbire pe mail sau pe telefon. Au venit, am avut cumva intermedieri, niște persoane moldoveni, până la urmă dacă compania respectivă mai avea relații cu Moldova, și au venit la noi, știa că noi producem fructe proaspete și era ceva de genul, dar nu v-ați gândit niciodată la fructe congelate. Și noi eram, ok, ne-am gândit, ne gândim în fiecare zi câte o idee nouă. Dacă este o oportunitate de piață, dar trebuie ne gândim. Și noi aveam pruni, aveam căpșuni, avem mere, ce mai avem și zice, uite, pentru Elveția, respectiva companie e un distribuitor de produse congelate, ei au și fabrică de căini, ouă, chestii, dar produse congelate începând la patiserie până la o gamă foarte vastă. Și ei lucrau pe pomușoare sau pe fructe moi și pe fructe congelate în general, în mare parte cu Serbia, Polonia și alte țări. Și zice, uite, ei au gustat produsul nostru proaspăt și asta acum cred că a fost factor decisiv. Prunile noastre foarte gustoase, căpșunile, o, ce de bun, ce de bun și ei accept într-adevăr pe calitate și pe gust, calitățile gustative. Și au venit la noi, am arătat infrastructura pe care avem, că e depozit de păstrare, frigidiere, suprafețe destul de mari, plantații, au venit, au fost preplantații, au văzut cum cresc prunile. Ne-au întrebat așa foarte subtil ce spunea și doamna Carmina, că da unde luați apa, da cum așa, da oamenii de unde, da. Și așa parcă foarte prietenești, parcă pe departe și noi acolo am construit un bazin de acumulare de atâtea mii de tone, am făcut asta, aici infrastructura pentru oameni, așa ca orice moldovean, când vii și arăți tot, îi spui tot. Și el cred că a bifat acolo mai multe chestii. Hai să mergem la infrastructură, am văzut, am venit în frigider, ca de obicei, fructe pe masă, tot ca la moldoveni. Și i-a plăcut foarte mult și zice, uite, eu văd aici o posibilitate de colaborare cu produs anume congelat. La piața fructelor proaspete, respectiva companie nu are experiență și zice, o să încerc poate cumva, dar eu vă zic pe vectorul meu. Dacă vrem, eu aș fi dispus să cooperez. Și noi zicem, ok, noi infrastructura, ca să înțelegi, infrastructura pentru congelare nu am avut-o la moment când el a venit prima oară, când CEO-ul companiei. Și zicem, ok, imaginați-vă că aici am arătat acolo suprafață, aici o să fie congelare. Și el așa zice, ok, peste cât timp cam în cât timp credeți că putem să începem? Și noi zicem, a venit
toamnă, îmi pare ceva de genul și zice, sezonul viitor, deja îl vrem. Și el așa, sunteți optimiști. A început să râde și zice, ok, când o să vă gândiți că o să vreți să vă apucați de chestia asta, atunci mă contactați și discutăm. O trebuie, cred că nici o lună ne-am gândit, am zis, am văzut ce posibilități sunt, inclusiv de finanțare și chestii, pentru că a fost o investiție, nu știu, mare, mică, pentru o companie mică cum suntem, câteva sute de mii de euro pentru doar o mică anexă acolo în cadrul depozitului, erau bani, nu știu, mari, mici, dar pentru noi, la momentul respectiv, era o sumă pe care trebuia să o alocăm. Și încă neștiind foarte bine, adică, practic, pentru un singur client. Și l-am contactat, am început să discutăm despre volume, pentru că i-am explicat că trebuie să facem o investiție, trebuie măcar să ne asigurăm cu o anumită cantitate minimă pe care am putea să o livrăm și gama sortimentală. Și am convenit noi la anumite cantități, de prețuri nici nu putea fi vorba atunci la etapa aceea. Noi am zis că suntem gata să mergem în primii ani cu marjă redusă sau, ok, în minus nu putem că era ca investiția la început și am zis că trebuie măcar cumva să ne ținem. Și plusul care a fost mare, zic eu, din partea lui, sigur că toți vor marfă bună și cât mai ieftină. Chiar și fiind și elvețieni, toți orientează spre acest vector ăsta, așa e piața organizată. Și, dar el ne-a spus foarte deschis, uite, astea sunt aproximativ range-ul de preț cu care eu achiziționez la moment, din Serbia, din Polonia, din unde lucrez, dacă voi vă puteți ridica să ajungeți la nivelul ăsta minim, atunci mergem înainte. Am făcut noi niște calcule, nu având, neavând experiență în procesarea fructelor, parcă am estimat materia primă, ce avem noi, ok, cu a noastră, nu, adică cu a noastră, ok, suntem asigurați, dar prunile din tot spectrul lui de produs era doar, nu știu, 20%, în rest era zmeur, accentul principal, caise și alte produse. Știu, ok, dar restul, cam cât se achiziționa, care e prietul de achiziții, mi-am uitat noi istorie, tot, dar știți cum, la noi piața fructelor de la un an la altul variază substanțial. Și am prins și noi în primul an, anul acela când la zmeur a crescut prețurile exponențial, dar am zis că ce se începe cu greutăți înseamnă că o să fie de durată în timp, așa am înțeles noi. Și în câteva luni am făcut investiția în infrastructură, am pus tunelurile de congelare, el a venit iarăși la etapa de recoltare, dar mereu suntem la telefon, pe mail-uri, poză, uitează produsul, cum vreți să fie, ce calități gustative, bricks, chestii, adică ca să nu producem, adică să nu producem o marfă care el nu o să accepte, adică am început de la producător cu analize de laborator și iarăși confirm toate probele trimise în Italia, mostrele noastre, pentru că aici nu e acreditată metoda, nu au nutrienții, doamne, nu au reactivii care trebuie, fugi la 5 laboratoare, dar primesc până la ora 3, dar rezultatul la cel mai urgent o să fie în 3 zile. Eu am trimit în Italia seara și până mâine eu am rezultatul. Adică niște lucruri care foarte mult ne îngreunează activitatea și de aceea suntem cumva constrânși ca să apelăm la uneori și cele mai scumpe metode, doar ca să clientul nostru să fie până la urmă mulțumit. Și deci am început în 22 au fost primele exporturi. În prezentarea care a fost de doamna Stella menționată acolo la capitolul fructe congelate, cred că acolo este toată contribuția noastră. M-am uitat după cifre, cam așa era. Cred că nu știu dacă mai sunt altcineva. Și acum înțeleg de ce dăm rapoarte în fiecare lună la vamă cu ce exportăm. Pentru ce exportăm, ce exportăm, cât, cantitate valorică, euro, lire, franci, nu mai știu. Și de asta, adică suntem la început de cale, dar ceea ce a fost un avantaj pentru noi, că acest client, în primul rând, ne-a ajutat și cu contribuție financiară la realizarea investiției. Am zis că, uite, trebuie să investim, uite atât, i-am arătat oferta pentru echipament și așa, nici nu știam să cerem, să nu cerem. Adică era ok dacă ne-a ajutat, dar nici nu vroiam să fim, uite, nici nu am început să lucrez, deja cer bani. Hai să încercăm. Și am zis, și el a fost destul deschis, nu mai știu, nu a dat așa de mult, dar 50.000 de euro sau ceva, sau până la 100, îmi pare. Dar oricum, pentru un client pe care tu nu știi, care nu a lucrat niciodată, așa numai la cuvânt bun și la ochi frumoși,
Adică am fost noi mirați, ok, am venit la întâmpinare, din prima livrare ne-am acoperit cu datorie, cum ar veni, și am făcut livrări în 22, cred că la aproape 100 de tone de produs congelat. În perioada pandemiei, cu energie electrică, când au fost probleme, la fel, ei ne-au sunat, au fost primii care ne-au sunat că aveau o parte din marfă încă pe stoc la noi, că am zis că noi avem o cameră de păstrare, dacă pentru voi, adică puteți să o păstrăm și la noi, nu este o problemă, nu vă livrăm tot cât am contractat, dacă aveți constrângeri, mă rog, de spațiu, că au stopat, s-au micșorat un pic atunci vânzările și la ei, și am zis că ok, vă păstrăm. Atunci, în primele zile, când au fost cu întreruperile de curent, ne-au sunat, care e situația acolo cu lumina? Aveți generatoare, aveți, pentru că știm, noi la fel avem panouri solare, pentru că suntem eficienți energetic la maxim. Și zic, noi avem generatoare care ne permite să... Dar câte ore? Avem generatoare mari, industriale, adică nu ore acolo. Putem asigura că dacă simțiți că e vreo problemă, încărcați camionul și trimiteți din acum, să nu rămâne fără marfă. Și cumva, adică relațiile pe care s-au stabilit deja de 2 ani, ne fac să fim optimiști și să încercăm să, iarăși, să diversificăm și gama de produse. Ei, de obicei, adică clientul nostru vinde pe Horeca, patiserii, restaurante și așa mai departe, împreună cu alte produse care le mai are în gama asortimentală. Și noi am spus că suntem, avem răbdare, ca încet, încet ei trebuie să schimbe acel furnizor pe care îl aveau, furnizori pe care îi aveau de ani de zile, și de aceea noi trebuie câte puțin, prin calitate foarte bună, printr-un produs mai deosebit și la gust și la alte aspecte, e încetșor să schimbe furnizorul precedent cu noi. De aceea până și piața o să obișnuiască clienților, o să obișnuiască, și de aceea cumva ne luăm un pic de timp, dar credem cu certitudine că volumele o să crească și ne ținem de acest moment. Zinaida, mulțumesc mult! Noi v-am ascultat cu mare atenție și cu entuziasm și personal mă bucură foarte mult faptul că sunt companii care nu-și pierd speranța, care merg înainte, care au rezultate frumoase, care, cum spui, că dacă trebuie ne gândim, facem. Pentru că, bine, numai așa putem să străbatem și să penetrăm în alte piețe. Rezultatele dumneavoastră, atât la dumneavoastră, doamna Carmina, cât și la dumneavoastră, sunt impresionate, sunt bune, sunteți pionierii cu produse congelate pe piața Elveției. Eu vă doresc doar succese, doar mari realizări, mai multe produse nou gândite, să spunem așa, să fiți mereu în trend, și am înțeles că foarte important relațiile astea de parteneriat cu partenerii străini, de menținut, chiar dacă diversificați partenerii, adică ori căpătați alții noi, oricum, mereu sunteți în contact și mereu trebuie menținute aceste relații, pentru că astfel mergem înainte, vă mai diversificați. Eu vă mulțumesc încă o dată foarte mult și pentru că suntem la un sfârșit de an, pentru anul ăsta noi suntem la ultima sesiune a Export Morning. Nu credeți că ele s-au terminat, ele continuă, pentru că sunt foarte solicitate. Oamenii vor să înțeleagă ce se petrece pe piață sau alta. La acest sfârșit de an eu vă doresc mult succes, să colectați roadele care le-ați produs pe timpul anului, ați investit atât energie, cât și forțe, financiar și forțe, să aveți rezultate foarte bune la sfârșit de an, să fie pentru dumneavoastră un an foarte productiv, și vă urez pentru anul viitor să-l începeți superb, splendid, să aveți clienți noi, să aveți livrări noi. Iată, chiar cu tine, Zinaida, am mers la Export Missions în România. Eu știu că deja acolo aveți succese. Nu știu dacă deja ați încheiat contracte sau nu, că asta se ține numai. Dar cred că dacă nu ați reușit pe viitor, în ianuarie-februarie o să fie. Vă doresc un an nou productiv, plin de satisfacție, plin de lumină,
și să aveți doar plăceri și doar productivitate. Mulțumesc mult și dumneavoastră la fel și celor care ne-au ascultat și ne privesc acum online, un an nou cât mai productiv și realizări frumoase. Vă mulțumim mult! Mulțumim! Și eu vă mulțumim pentru scopul care l-a acordat și eu să zic că probabil că în atragerea investițiilor cel mai important, sigur că toate evenimentele care se petrec și se fac la nivel macro sunt importante, dar relația între oameni, deci până la urmă tot business-ul se reduce la human to human și ei nu vin pentru că au auzit că este o oportunitate, o țară, nu știu care, hai să investim acolo. Ei vin pentru că au văzut-o pe Zinaida sau au văzut pe altcineva și au zis că mai cred că pot să am încredere în omul ăsta, hai să vin și mai povestesc altcuiva și celălalt vine și el. Și iată, în felul ăsta se atrag investițiile și investitorii. Da, absolut de acord. Mulțumim mult! Sănătate, pace și doar bucurii! Mulțumesc!